face un gift guide pe care l-am cumulat eu așa, pentru că nu știam dacă am destule produse să fac separat pentru el, separat pentru ea și, bineînțeles, niște sugestii de cărți, pentru că, de ce nu, perioada asta este foarte bună pentru a ne cumpăra niște cărți. A fost și Black Friday-ul, sunt o grămadă de promoții în continuare pe piață, așa că am cumpărat și eu câteva cărți, deși tocmai înainte de Black Friday îmi propusesem să îmi citesc toate cărțile din bibliotecă și să nu mai cumpăr absolut nimic. În continuare, cred că vorbesc un pic țâțâit. Acum mai mult mă prefac pentru că mi-e frică, probabil, să mi-e frică să pronunț ca lumea. Ideea este că dacă mă auziți așa puțin mai susțită, mă lăsați în pace și ne vedem de treburile noastre. Și încă ceva. Da, într-adevăr, astăzi m-am tuns. De aceea am aceste sarmale superbe în cap. Voi avea și în cap niște sarmale. Pentru că nu vrea deloc să se desfacă puțin, nu știu ce să-i fac, o să las așa oricum. Ideea este că m-am uitat la mine în filmulețele trecute și am văzut cât de urât era blondul ăla rămas pe aici. Blondul de când m-am vopsit, tot părul blondă acum 2 ani. Și nu mi-a mai plăcut cum se vedea, parcă altceva nu mi-aș mai face, așa că m-am dus și m-am tuns și am scăpat un pic de el, au mai rămas niște șuvițe pe aici, mă rog, știți voi... Țara arde și baba se piaptănă. Ok. Pentru membrii familiei mele, vă rog frumos să nu vă uitați la acest filmuleț. Vă mulțumesc, vă puteți uita după ce primiți aceste cadouri. Vă iubesc. Eu zic să-i dăm drumul. Vom începe cu niște sugestii de cărți, pentru că sunt îngropată. Aoleu, cred că se și văd. Ups. Sunt îngropată aici în cărți. Mi-am luat lângă mine tot felul de exemple pe care le puteți folosi pentru prietenii, familia voastră, oamenii din jurul vostru care sunt pasionați de cărți. Zic să începem cu pasionații de thrillere. În cazul în care cunoașteți persoanele cărora le veți dărui aceste cărți, vă recomand să vă folosiți de toate cunoștințele pe care le aveți, așa cum am spus și în filmulețul trecut, dacă aveți pasionați de thrillere și știți și aveți informația asta, cum că încă nu au aceste cărți în posesie, vă îmi permit să vă fac câteva recomandări. Vom începe cu, dacă ajung la ele, pentru că sunt efectiv aici plină de cărți, exact așa cum îmi place mie, este raiul meu. Vom începe cu cărțile mele preferate din toate timpurile. Vorbim despre seria Millennium, scrisă de Stieg Larsson, și această serie conține 3 cărți pe care, nu știu cum să vi le arăt. Prima se numește Bărbați care urăsc femeile. După această carte s-a făcut și film american cu Daniel Craig, căci s-au făcut toate filmele în suedeză. Cel de-al doilea volum se numește Fata care s-a jucat cu focul. Așa, iar cel de-al treilea se numește Castelul din Nor s-a sfârmat. În cazul în care știți pe cineva care este pasionat de thrillere, recomand din toată inima aceste cărți pe care le am eu, au fost pasate de la o persoană la alta de când le-am citit pentru prima oară. Trebuia neapărat să le împart tuturor cunoștințelor mele pasionate de lectură. Și atunci, da, le-am împărțit. Au trecut prin foarte multe mâini. Dacă vă permite bugetul și vă entuziasmează această idee, puteți cumpăra și continuarea poveștii scrisă de David Lagercrantz. Este un alt jurnalist de investigație suedez care, după moartea lui Stieg Larsson, a preluat povestea și a scris-o mai departe cu încă 3 romane. Nu este același lucru. Nu ajunge la înălțimea lui Stieg Larsson, care a făcut o treabă absolut demențială. Dumnezeu să-l odihnească acolo sus. Din păcate, el a murit înainte să-și vadă cărțile publicate. În circunstanțe suspecte, dar cine suntem noi acum să mai facem teorii conspiraționiste? Da,
funny, mi se pare funny. Pentru că toată lumea face teorii conspiraționiste. V-ați prins? V-ați prins? V-ați prins. Ok. Da, deci astea sunt cărțile mele preferate, le găsiți peste tot. Probabil în... Eu le am de la editura 3, dar, na, chiar merită și... My favorite of all time. Trecem mai departe tot la thrillere, nu am trecut de thrillere, pentru că aici am strâns eu așa câteva cărți ale acelui așa autor. Este vorba despre scriitorul momentului, ca să zic așa, în materie de thrillere, Guillaume Musso. Sper că nu i-am pronunțat numele greșit, pentru că eu nu știu să vorbesc în franceză, nu-mi place franceza, nu vreau să am nimic de a face cu franceza, dar da, vorbim despre acest Guillaume Musso. Și aici am așa... Cea mai nouă carte pe care a scos-o se numește Viața secretă a scriitorilor. Mie nu mi-a plăcut foarte mult. Am și bombănit-o la un moment dat într-un filmuleț despre cărți citite recent. Nu mai știu pe unde. Și vă mai recomand așa ce mi-a plăcut. Mi-a plăcut așa, Fata din Brooklyn. Deci asta dacă puteți să le luați așa la serie, că e mișto. Fata din Brooklyn. Central Perk. Iar foarte mișto. Și Chemarea Îngerului, practic ar fi patru cărți, dacă vreți să luați mai multe, pentru că sunt mai multe. Imaginați-vă așa un teanc de cărți împachetate frumos, pentru un cititor cred că ar fi super, super interesant. Bun, trecem mai departe la următoarea și ultima serie de thrillere. Am zis că dacă tot sugerat niște thrillere, să apelez și la ceva mai nou. Și avem așa, o serie, a ieșit și a patra carte pe care eu n-am mai cumpărat-o, pentru că n-am reușit să citesc decât pe prima, nu că ar fi rele, doar n-am ajuns la ele, pentru că așa funcționează, nu știu, creierul meu, într-un fel am o listă a modului în care aleg cărțile pe care le citesc. Și avem așa, Victimă fără chip, pe aceasta am citit-o. A fost foarte interesantă, un thriller cu adevărat suedez. Următoarea se numește, cred că cea de-a doua, Al nouălea mormânt și minus 19 grade. Și cred că, repet, a mai apărut încă una. Dacă vreți să faceți un cadou din ăsta foarte gros și consistent, am să las asta. Poate vă gândiți la Anem acesta, pentru că arată foarte bine cărțile lui, sunt de la editura Litera. N-am terminat cu cărțile, pentru că voiam să vă mai recomand una dintre autoarele mele preferate din toată lumea, după Stieg Larsson, Elif Shafak. Elif Shafak, care mă duce cu gândul să-mi numesc una dintre fiice Elif. Atât de mult îmi place cum scrie această ființă, este vorba despre o turcoaică. Și, din păcate, nu am alături de mine cartea mea preferată pe care a scris-o ea, cartea prin care am și descoperit-o de altfel. Se numește Ucenicul Arhitectului și este la sora mea în acest moment, sper că se bucură de ea. Dar vă pot sugera așa, cele trei fiice ale Evei. Doar asta este de la editura Polirom, restul sunt în varianta aceasta mică de buzunar. Deci, avem așa, cele trei fiice ale Evei, da? Avem o altă pe care eu am adorat-o, se numește Bastarda Istanbulului. Vă recomand oricum să citiți și voi, dacă n-ați citit-o până acum, faceți-o cadou și vă faceți și vouă un cadou, zic așa. Cine împarte, parte își face. Mai avem așa, cele 40 de legi ale iubirii, o carte care sună ca și cum ar fi de self-help, dar nu este de self-help. Este un roman foarte frumos. Eu mai am aici Palatul Puricilor, superbă, Lapte Negru, pe care trebuie să o citiți. Și mai avem o carte numită Onoare, care m-a traumatizat puțin. Și mai am aici Sfântul Nebunilor Incipiente. Nu trebuie să le cumpărați pe toate, dar puteți să faceți o colecție așa foarte drăguță, un cadou prin care să împărtășiți, așa cum a vrut Elif Shafak probabil, puțin din părerile ei de viață. Repet, o turcoaică, mă rog, ea s-a mutat, a plecat din Turcia, dar vorbește foarte mult despre viața din Turcia, despre viața femeilor din Turcia. Și vă dați seama despre ce este vorba, nu o să mai lungesc prea tare.
Nu, nu am terminat cu cărțile, că m-am gândit eu așa să facem mai multe chestii interesante. Ultima serie de cărți pe care vreau să vă sugerez este Bachmann. Mai ales acum că mi-am cumpărat cartea nouă lui Bachmann, prin marit a fost aici, cu personajul din bunica. Din bunica mi-a zis să spun că îi pare rău, bunica, e greu să nu te... Bunica mi-a zis să-ți spun că îi pare rău. Eu cu S-ul și cu Z-ul meu este super nasol. Deci, nu am un bărbat pe nume Ove acasă, este împrumutată, este la cineva, sper... Este ori la cineva, ori la cineva, deci ori la sora mea, ori la prietena mea, la cineva este. Dar am așa, Oameni anxioși, este penultima carte scoasă, bunica mi-a zis să spun că îi pare rău și, bineînțeles, Brit Marie a fost aici, că dacă toți cumpărați bunica, o luați și pe Brit Marie ca să fie împreună. Împreună cu Ove, să nu-l uităm pe Ove, pentru că este absolut fenomenal, oricum... Un bărbat pe nume Ove și Oameni anxioși sunt cărțile mele preferate de la Bachmann. Și dacă vreți întreaga colecție, puteți să mai luați și Scandalul și Noi contra voastră. Noi contra voastră fiind continuarea de la Scandalul, eu de-abia acum i-am cumpărat-o, dar n-am mai integrat-o aici pentru că a zis că oricum sunt foarte mari și foarte grele și mi-am golit biblioteca cu toate cărțile pe care vi le arăt acum. Glumesc. E plină. Când o să le citesc eu pe toate, nu știu. Ca serie. Ascultați-mă. Este un moment foarte important pentru mine și de ce nu aș împărtăși și pe YouTube? Nepoata mea are 10 ani și jumătate. În acești ultimi 10 ani de când s-a născut ea, eu m-am visat la un moment care s-a întâmplat acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni sau ceva de genul acesta. Vorbim despre momentul în care i-am dăruit cărțile Harry Potter. Pentru că i-am spus surorii mele, persoana care a născut-o și care s-a chinuit cu ea și mama ei, practic, i-am spus mamei ei să nu cumva să îndrăznească să-i cumpere Elenei seria de cărți Harry Potter, pentru că vreau să fac eu treaba aceasta. Așteptam, bineînțeles, să împlinească 11 ani, așa cum am avut și eu când am citit prima oară Harry Potter, așa cum avea și Harry Potter când a aflat că este Harry Potter. Dar pentru că prietenele Elenei au început deja să citească, a vrut și ea să le aibă, așa că n-am mai așteptat. Nu-i nimic, este un cadou perfect pentru Crăciun. Deja i-am dat primele două volume, deja a citit primul volum, eu am rămas cu ultimele 5, cu celelalte 5, ca să-i le împachetez să aibă ceva frumos sub brad. Deci, aceste cărți, nu o să vi le arăt pe toate, pentru că oricum sunt imense, asta e partea a treia și Prizonierul din Azkaban, sunt foarte frumoase, sunt de la editura Arthur și nu vreau să le despachetez pentru că asta este treaba ei, însă sunt foarte drăguțe, au senzația asta de catifea după ce dai folia asta jos, sunt superbe. Sunt colorate, sunt frumoase, sunt minunate. Din păcate nu m-am apucat așa cum am propus prima dată, cum i-am propus Elenei să citesc și eu cu ea, să recitesc cărțile, dar nu am apucat pentru că am avut așa o stare și așa o vânzoleală este înainte de Crăciun, încât nici măcar n-am mai citit. N-am putut să citesc, nu știu, nu s-a legat acolo ceva, nu, astrele nu au fost alături de mine. Dar e ok. Vreau să vă arăt, spre exemplu, astea sunt cărți pentru copii. Săracii copii, cum o să țină ei măgăoaia asta în mână? Deci este atât de grea că de-abia eu pot să o țin în mână. O să aibă ceva Elena de tras, dar sunt super entuziasmată și m-a emoționat foarte tare momentul în care mi-am dat seama că așteptarea a luat sfârșit și că după 10 ani și jumătate... am ajuns la momentul la care am visat încă de când s-a născut, pentru că da, după ce s-a născut ea, eu la asta mă gândeam. Ok, și acum vom trece la câteva cărți individuale pe care oricum le-am cumpărat să le dăruiesc, unele dintre ele, celelalte mi le-am cumpărat mie, dar mi-am luat singură cadou de la moșu. Și am spus că dacă tot sunt ceva noutăți, să vi le arăt în cazul în care doriți să faceți cadou o carte și ceva, vreți ceva nou.
sarmalele astea mă scot din minți. Vom începe cu una dintre cărțile pe care am urmărit-o pe Elefant foarte mult timp, dar nu am găsit-o niciodată la reducere sau la vreo reducere consistentă. Motiv pentru care am luat-o de la Libris și sunt foarte fericită și de acum încolo nu cred că o să mai dau niciodată vreo comandă pe Elefant. În cazul în care o să dau, înseamnă că și-au revenit. Mi se pare că sunt cărțile foarte scumpe și că nu mai au promoții bune. Dar este vorba despre cartea Circe de Madeline Miller. Da, este un roman inspirat din mitologia greacă. Poate să are șanse așa să fie un fel de Game of Thrones, mai ales că mai are și numele ăsta Circe. Sunt super entuziasmată, dar abia aștept să citesc. Cartea este foarte frumoasă. Bineînțeles că eu o să-i dau chestia asta jos pentru că mi-e frică să n-o murdăresc. N-am ajuns încă la ea pentru că n-am ajuns la niciuna. Shame, Circe, vedeți? Am făcut eu nebunie aici. Dar e ok, cred că luna ianuarie o să fie perfectă pentru citit. Ok, next. În afară de Brit Maria a fost aici pe care v-am arătat-o la seria lui Bachman, mi-am mai luat o carte care m-a intrigat așa pentru că am văzut-o prin mai multe locuri, un thriller bineînțeles, se numește Lumina din Întuneric, e scrisă de Sharon Cameron, așa arată. Ia uite, Ștefania! Oh, nici n-am știut! În anul 1943, Ștefania, o tânără de 16 ani, lucrează în prăvălia familiei Diamond din Polonia, croindu-și drum prin cântec în viețile și sufletele lor. Totul se schimbă când armata germană invadează... Ăsta nu e thriller. E thriller? Nu e thriller. Eu am crezut că e thriller. Nu e thriller. E legată de război și de Polonia și de evrei, probabil, dar o să fie la fel de frumoasă. E ok. Zice că a fost publicată în 15 țări. Am luat următoarele cărți pentru sora mea. Una se numește Degustătoarele. Este scrisă de Rosela Postorino. Îmi pare rău că se reflectă în așa. Este vorba despre degustătoarele lui Hitler. Iar aceste degustătoare erau obligate practic să înfrunte moartea pentru că în cazul în care cineva a încercat să-l otrăvească pe Hitler, practic le otrăvea pe ele. Și după ce eu o dau cadou surorii mele, de-abia aștept să o citesc și eu. Iar următoarea carte se numește Pacientul și este prima carte pe care eu am cumpărat-o, dar fără să realizez, horror supranatural. Mie nu-mi plac filmele horror, urăsc filmele horror, mi-e frică de ideea de filme horror, dar nu mi-am dat seama, am crezut că este doar thriller. Acum este un thriller psihologic și horror supranatural, zice aici, v-am zis, se numește Pacientul, un roman de debut extrem de reușit, fanii pacientei tăcute a lui Alex Michelides vor dori să-l citească. Mie nu mi-a plăcut Pacienta tăcută, dar sper că o să-mi placă Pacientul chiar dacă este horror, semi, sperăm așa că e un semi-horror. Trecem mai departe, deși sunt convinsă că o să mi se oprească camera destul de curând. Tot pentru sora mea am luat o lumânare, așa cum i-am luat și mie de la Flame Boutique. V-am spus eu despre firma aceasta, v-am prezentat-o în filmulețul trecut cu ideile de cadouri. Este un brand românesc pe care eu îl apreciez foarte tare, deci l-am descoperit întâmplător pe Facebook printr-o reclamă, pentru că fac lumânări care miros extraordinar de frumos în toată casa. Nu sunt înecăcioase, sunt pur și simplu exact așa cum trebuie. Aceasta este lumânarea pe care i-am comandat-o surorii mele. Miroase de aici, miroase superb. Așa, se numește Bucuria Crăciunului. Așa arată. Deci nu vreți să știți ce e aici. Wow. De-abia aștept să o aprindă și să miroasă în toată casa în felul acesta. Zice că este turnată manual. Este făcută cu ceară de soia. Ok, mi s-a oprit camera, dar nu nimic, pentru că a fost momentul perfect să-mi reaplic ruși pe buze. Unde eram? Eram la lumânare. Da. Deci, repet, firma se numește Flame Boutique. Lumânarea miroase superb chiar și prin cu capacul pus. Eu pe-a mea o am chiar aici. Este aceea cu dovleac. Miroase absolut genial. Și acesta este un cadou pentru sora mea, care este iubitoare de lumânări. Nu am foarte multe cadouri pentru fete și așa, pentru că, spre exemplu, mamei soacre deja i-am dus cadou, i-am luat niște goblenuri, este pasionată de goblenuri, îi place mult să coasă și le-am dus deja. Pentru mama mea am luat așa ceva. Este o pernă electrică pentru gât, umeri și spate, cu telecomandă, cu de toate. Pur și simplu bag în priză și îi încălzește zona asta
Și mi s-a părut așa o chestie super interesantă, un gadget pe care sper să-l folosească, dar e ok, face cum vrea, e cadoul ei. Trecem la niște cadouri pentru bărbați. Pentru că știu că poate să fie destul de greuț, de copleșitor, să ne gândim la ce cadouri mai cumpărăm bărbaților din viețile noastre. Eu o să vă arăt ce cadouri am luat, spre exemplu, tatălui meu. I-am luat așa, o chestie de care sunt foarte mândră și de-abia aștept să desfac acest cadou ca să ne bucurăm și noi de el. Este vorba despre un set de sosuri picante. Sunt patru sosuri diferite. Unul este cu, se numește așa, Satan's Revenge și este, descrierea, Sinfully Hot Sizzling Chili Sauce. Unul se numește XXX Chili Bullet, Dangerously Extra Hot Chili Sauce. Unul se numește The Fiery Frenchman și dacă vedeți aici scrie FAF, Violently Hot Garlic Chili Sauce. Și ultimul este Texas Tongue Tingler Smoky Barbecue Hot Chili Sauce. Deci sunt super drăguțe, îmi pare rău că nu pot să le scot de aici pentru că au și culori diferite. Dar de-abia aștept să le degustăm și noi, pentru că în familie suntem mari iubitori de mâncări uriuți, așa că o să avem cu ce să mâncăm coaste în viitorul apropiat. Tot lui i-am mai luat, pentru că tot și-a amintit Mihai la un moment dat că discutam despre un vechi joc pe care îl juca el când era mic, numindu-se țintar. Și ce să vedeți, ce să nu vedeți, am găsit acest țintar pe eMAG. Ăsta este un set de țintar care are și table, dar pentru țintar ustensilele sunt acest titirez și chestiile astea, cred, dar tabla de joc arată ceva de genul acesta. Iar aici, în interior, e pentru table. Nouă ne-a plăcut super mult, este din lemn, foarte drăguț și când o să primească acest cadou o să ne învețe și pe noi să ne jucăm țintar. Pentru Mihai am luat acest aspirator de tastatură. S-a părut așa un gadget destul de interesant, sper să-l folosească și chiar să fie mișto, pentru că și eu, într-adevăr, tot timpul găsesc chestii pe tastatura laptopului meu, dar, mă rog, acum dacă e a lui, mi l-a împrumutat și mie. Și am mai luat un set de barbă, de îngrijire, îngrijirea berbii, de îngrijire pentru barbă, pe care nu l-am desfăcut, dar cred că pentru voi o să-l desfac. Pare rău, pare rău. Ok, deci aici avem așa un săculeț, dacă nu mai știu să le pun la loc după aia. Avem așa o perie, un... ce-i ăsta? A, un balsam pentru barbă, un pieptăn și ulei pentru barbă. Aici avem cremă de bărbierit de la Nala, o cremă pe care eu o cumpăr anual pentru nașul meu. Mă rog, anul trecut era pentru cumnatul meu, acum a devenit și nașul meu. Un produs de care el e chiar foarte fericit. Și așa am zis că de ce să nu facem treaba asta, o chestie anuală. Ultima sugestie, fie pentru un prieten, fie pentru niște prieteni, pentru un cuplu sau pentru ce vreți voi, mi-am luat un... am luat cadou, dar ne-am luat și nouă. Este vorba despre X și 0 cușaturi. Nu știu exact încă modalitatea în care se joacă / se bea. Aceasta este tabla de joc. Vedeți, nu știu dacă se vede ca lumea cu pătrățelele și așa. Dar cele mai drăguțe chestii sunt șaturile. Cât de drăguțe sunt! Da, cred că astea sunt toate. Eu vă mulțumesc super mult dacă ați rămas cu mine până la final. Sper din suflet să vă inspir pentru câteva cadouri. Eu sunt foarte mulțumită de lucrurile pe care le-am găsit până acum. Ce să vă zic, să fim bine, să ne vedem cu bine data viitoare, să aveți o zi super, 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 super bună! Pupi, pa!